Alături de mine Robert. Bună, Robert, de cât timp joci poker? Din 2005. Cum ai început să joci poker? În Amsterdam am jucat pentru prima oară. Am întâlnit cu varianta Omaha, de fapt. Și de acolo. Ce te-a atras la emisiunea noastră, astfel încât să te fac să te înscrii online și să vii la masă? Am văzut pe B1 TV o emisiune și am zis, hai să încerc și o calificare pe 888. Ai două cărți care pentru tine le consider norocoase? Nu există cărți norocoase, poziție norocoasă există. Dar cum ai descrie pokerul? Un sport. Al inteligenței, al minții. O strategie pentru masa din seara asta? Foarte greu. Într-o masă turbo e greu să-ți faci o strategie. Atunci să vedem dacă fără strategie ne iei ce. Cu mulțumesc mult. Vă mulțumesc.